Un mort, zeci de case distruse de vituri, mașini luate de ape, poduri deteriorate și sute de hectare de culturi agricole inundate. Ploile torențiale din ultimele zile au adus potopul peste aproape toată țara. În zonele cel mai greu încercate, oamenii au fost salvați cu excavatorul din mijlocul apelor. Au fost alerte de furtuni și inundații peste tot, dar cel mai afectate sunt județele Arad, Brașov și Covasna. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Capul meu. Urcați acolo, doamne! Copilul, dați-mi copilul! Copilul, deschide geamul! Hai, urcă în cupe! Hai de viața mea! Eu, gata-i! Sunt imaginile dezastrului din comuna arădeană Brazii după o ploaie de numai 15 minute. Localnicii au încercat să fugă din calea apelor, dar în unele locuri au avut nevoie de pompieri ca să scape cu viață. 4 oameni, printre care și un copil, au fost salvați cu excavatorul dintr-o mașină prinsă în vâltoare. Hai de capul meu! Urcați acolo, doamne! Copilul, dați-mi copilul! Copilul, deschide geamul! Hai, urcă în cupe! Hai, copilul, în cupă sus la mine! Inundațiile au făcut însă și o victimă. După ce și-a suit soția în pod să o ferească din calea apelor furioase, un bărbat a încercat să-și salveze și câinele. Nu a mai apucat însă și a fost luat de puhoaie. A fost găsit înnecat la 5 km de casă. Este vorba despre un bărbat de 74 de ani din localitatea Brazii. Cercetarea la fața locului a stabilit că nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului. Trupul nu prezintă urme de violență. Șuvoaiele de apă venite de pe versanțe au făcut ravagii, iar pagubele sunt enorme. Locuințe afectate, mașini distruse, porți luate, bucăți din casă, unele locuințe chiar bucată din casă, sunt multe. Anexe luate. O catastrofă de o asemenea amploare nu a mai fost consemnată niciodată în această zonă. Și în centrul țării, în Brașov și Covasna, apele au inundat gospodăriile oamenilor. În ciuda necazurilor, aceștia au făcut haz de necaz. Buu, ce apă, mă! Piscină în curte, tată! La Brăila, după câteva minute de precipitații violente, orașul a fost inundat, iar șoferii s-au trezit cu mașinile în apă. Tot câteva minute a durat ploaia și la Pitești. A plouat însă atât de tare încât șoferii au fost nevoiți să se oprească în trafic pentru că nu mai vedeau nimic. În 15 minute, apa a ajuns la aproape jumătate de metru. Uitați cât este apa cu pantă, cum se spune că e pantă. Ia uitați. E apa până sus la uși. A trecut de uși. Ia uitați cum plutesc covoarele, da? Copilul meu stă sus pe scaun. Meteorologii anunță că de marți ploile torențiale se întorc, în special în Maramureș, nordul Moldovei, Crișana și Transilvania.